Aflăm, dragilor, la mănăstirea Tisa. Deci, în partea, la stupina din Valea, să zic așa, cea pe care mi-a extins-o. Aici sunt, nu? Sunt acești stupi. Modelul 3-in-1. Și fiindcă am avut nevoie de lăzi, am extins și în lăzile pe care mănăstirea le avea. Ce vreau să vă spun? Este, iată, perioada salcâmului, dar fiindcă timpul e rece, secreția aproape este inexistentă, albina stă la plajă. Nu sunt condiții de secreție. Asta este problema deosebită. De gravă. Să sperăm că se va mai încălzi, dar dacă noaptea este rece, atunci nicio șansă să putem prinde ceva. Ce vreau să vă prezint este o situație la un nucleu pe care l-am găsit aici. O situație pe care am găsit-o aici. Este vorba de un lucru pe care l-am mai prezentat eu. Momentul acela în care matca nu iese la în termen optim, în termenul între două și a doua și a opta zi, la împerechere, și atunci albina se supără pe ea. Iată că încearcă să o slăbească, să o determine. Ea i-a făcut aici locașuri, i-a curățat celulele, i-a făcut tot. Dar n-a mai putut ieși în perioada asta, fiind rece, nemai fiind condiția așa. Și uitați cam ce îi face acum. Deci încearcă să o slăbească, încearcă să o determine, să iasă cumva. O vedem aici. Iată, înghesuită. O ciufulește, o atrage de aripi. Deci le vedem la unele aripile roase. Iată cum o ține de aripă și nu-i... A scăpat chipurile. Grupul păstrează mirosul. Ea a scăpat, cum aș fi văzut. Acum, dacă zboară de aici, o și-a agățat-o. Deci nu este ușor. Iată, ea este aici. Dacă s-ar desprinde și ar încerca să zboare. Vă spuneam că de nimic nu este la matcă mai teamă decât de propria aia. De ficile sale. Când s-au supărat, o pățește. Așa se întâmplă când refuză să refuză schimbul liniștit. Uitați-vă câtă furie, câtă forță, câtă... Stau două, trei încolăcite pe ea, au agățat-o de aripi și noi îi dau drumul. Nu înțeleg deloc, dacă iată, i-a trecut timpul, ea nu mai... Ce, a zburat cumva? Nu. Nu a zburat. Mă gândesc totuși de ce nu zboară. Unde acum o să fie zburat, nu mai văd. Dacă scapă de ea, ce urmează? Începe plânsul acela jalnic. Nu cred că a zburat. Ce este cineva pe aici? Hai să vedem ce se întâmplă. Dacă totuși zboară. I-am oferit acum o șansă și mai mare. Deschizăm stupul. Ele o simt. Iată, acum încep să plângă.
Adică nimeni nu mai simt aproape. Și zburat, n-am mai văzut-o. Ar fi agățat-o între timp. Ghemul s-ar fi făcut imediat după ea, dar cred că a zburat. Acum, dacă nu intervin foarte repede, nu aduc de undeva o botcă, se besmeticește. Iată și început să plângă. Păi voi ați fugărit-o? Da, o fugăreau pentru că spune, dacă și ea, să facem cu ea. Da? Asta este plânsul specific. Deci nu mai este, categoric nu mai este. O zbura de data de aia. Și o dată, o să încercăm să mai urmă niște alte rame. Poate s-o fi dat drumul printre rame, s-o fi dus jos. O vedem îndată. Dacă mai faci uneva ghem pe ea, dar după cum plâng pe rama asta, e limpede că nu mai este. E ciudat. Mai devreme, nu știu cum să scape de ea, acum plâng după ea. Am văzut situații când era matca tânără, nu matca oua, și totuși s-a agățat să râdea. Ce o determină pe albina atunci să facă chestia asta? Greu de înțeles. Chiar era o matcă tânără din anul respectiv. Și reacția era cât ciudată, cât cuprinde. Ciudată. Da, nu mai au. Deci pe ar face o ghem pe undeva. Zice cum s-au dat la plâns. Bocetul începe, bocetul. Mai satisfacția ei. Na. Cât m-ați avut lângă voi, nu m-ați primit. Păi, aveau și ele dreptate. Ce să fac cu tine dacă tu nu ieșiți la împerechiat. Deci asta este povestea cu ea. Ducem bun la capăt. Vedem dacă este pe undeva, dar nu. Și-o lua lumea în cap. Probabil că rețeta lor dă rezultat. Adică dacă o slăbește și dacă nu mă lasă nici să mănânce, nici așa, atunci ea iese. Dar risc în perioada asta foarte tare să rămână cu aripile roase, să nu mai poată zbura. Deci nu știe la ce să iasă. Dacă nu mai este în perioada aceea optimă, nu mai are dragoste pentru o plimbare. Așa că e atât de interesantă lumea asta albinelor, încât uiți de orice problemă ai avea, te vindeci pe loc. Chiar ce mi-a spunea de posibilitatea de a face un tratament pentru cei care au sistem nervos slăbit. Deci un tratament prin însăși faptul că îngrijești familia. Câte vreme stai deasupra familiei și acum ești eliberat de orice altă problemă, că te concentrezi în a înțelege, în dorința de a înțelege comportamentul lor și a încerca să rezolvi problema pe care ai întâlnit-o. De fapt, în clipa aceea, tu ai șansa de a te scoate din orice altă problemă, cât ar fi dificilă. Și în felul ăsta
se produce tratamentul. Da, nu mai este. Gata, s-a desprins. Probabil atunci a zburat și s-a tot dus. Acum ea de întors, nu știe să întoarcă. Că n-am mai sesizat ea că atunci când iese prin rampa de zbor să uite în ce direcție să apuce, să uite la... să țină cont de să-și facă sistemul de referințe, să-și ia repere, să... Nu, a plecat, v-a spus, decât aici, mai degrabă în lumea largă. Mai degrabă în ușa unei priguri, că tot... din înghesuiala asta, până la urmă, nu știu dacă ar fi lăsat-o. Deci dacă și-a pus gând rău asupra ei, apoi se ține de ea într-una, până când o termină. Cam asta am vrut să vă arăt.